să-l desfaceți. Da, dar scrie întâi documentul. Da. Da, cum? Sau Vladimirul Putinu cere zigăre Dodona. Da? Da, și? Că doar noi ne adresăm lui Putin și ai văzut că la ambasadă nu ne-a primit. Da, Vladimir Putin ce zic că da, că Vladimir Putin are ambasadorul lui aici. Emisarul lui pe loc. Și scrie așa, scrie unde? Nu mai scrie sluga Putina, scrie da. Putinul cereți Dodona. Da. Bună, bună. Și mai dorim altem? Jos mafia! Jos mafia! Și am vrut să ne adresăm la ambasadă și ambasada nu primește scrisoarea. Hai că noi avem curierul nostru. Apuc, te șterg eu. Hai, bine. Hai, bine. Stara asta de ce? Hai, curierul de la ambasadă. Da, da. Ambasada nu a vrut. Dodon e curierul de seară. Curgan, în curgan. În curgan, în curgan. Vă-ne că adresa ce este. Scrie la, la gard undeva ca să nu te apleci iară. Azi chemăm ambulanța să te rădeșe. Badeon de casă. Ia, Badei îți zice. Dușa îi scrie acolo. Ei, da, da, Putin. Da, Putin e îngrădit. Zi, la Kremlinul, nu e cetate. Da, și e cetate din, da, vechi, oricum, da. Oricum lumea acolo intră. Oricum lumea, teritoriul intră. De ce teritoriul nu poți intra? A lor intră. A lor intră. Poarta asta ce e liber și mai departe că e ca la avion. A lor intră. Merge ca la avion. Tot, eu zici ce bani s-ar răsplângea. El trebuie să ceară în audiență ca să intre la Dodon. Da. Să-i raporteze. Da, 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 da. Vai de capul lui. Da, da. Jos mafia! Vezi, nu încurca numele victimei cu numele mafiotului. Asta e ca molica. Apă da, nu încurca. Poți? Ai putut. Da, da, asta e altă problemă. Gata, vezi, aș deodată te prinesc. Noi am fost ambasada cu întrebarea noastră. Ambasada Rusiei nu vreau să ne primească pe noi și au spus că trimiteți pe electronă poștă sau prin poștă. Așa avem ceva, da, avem ceva, da. Avem o petiție. La președinței? Da, adică da. Adică domnul Igor Dodon, să-i temai de sultă. Nu știu ce faci, dacă asta e verișoara mea născută în Chișinău. E de afară, ruse, copii. Trei copii, au văzut partea așa de 3 odăi s-au vândut, care au fost vechi. 2,5 milioane. Au investit pe teritoriul capital și încă 1,5 milioane. Și ies total 4,5 milioane. Și din 5 milioane. Verișoara mea trebuie acolo. Da, e că pe noi, de acolo n-am mers. S-o judecat, eu am avut trebuie să o evacueze cu 3 copii. 3 copii evacuează. Cum așa ceva? Putin ați gândit, Putin... Ruse. Dar născut în Moldova, în 75, de-o seama cu Dodon. Vreau să-i lepide pe ruși, dacă așa și faci, să-i vină în Moldova. Îmi dați petiția asta? Da, 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 da. Asta e oficial? Oficial, da, da, cum? Vă rog frumos, că eu cred că... Eu nu fac promisiuni, nu trebuie să faci promisiuni. Eu cred că domnul Dodon are legături strânse cu domnul Putin și s-a implicat ca să știam că ea s-a născut în Chișinău. Sara, dimineața, când a putea, tu i-a transmite. Da, 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 mulțumesc frumos. Ambasada Rusiei nu vrea să prinească noi ce petiția. Este dispoziția pentru ce e primărie.
Că la moment în Republica Moldova vin vizită oficială al ministrului extrem. Și în perioada vizitii necesitează orice măsură, e absolut aberant. Dați-ne dispoziția să o contestăm în instanță. Vă duci la primărie și faci cum să închipui și faci ce bani ca și urechean, ca și... Chertoac, iau, ți sistează, o sistat în perioada vizitii, tăi protestele. Primăria, da. Vizitați vizite cui? Da, nu știu, vine ministrul de externe al Ungariei și gata. Eu unde le vizita? Eu mâine pun cort aici. La ambasada Ungariei cădem. În caz de ambasarea unui cort, cineva, trebuie să vă duci de punctul de declarat prealabil cu instalarea da, da. Cortului. Ai depus? Ai depus? Cărămu, da. Cărămu. Și o gâscă pomană, n-ai simple așa cu mâna goală. A să mai iei ceva în zi de aici, ești plăcintic. Ori o leacă de brânză ceva acolo. Da, da, da. Mulțumesc. Izvinite, și mă protestez. Ce că izvinite și mă protestez. E un drept fundamental, Oleg, și te simți vinovat. Nu, eu așa spun, spun. Am înțeles. Oleg cu mine, un prac. A, băi, ți-a spus poliție. Ia că pe groapă să rezolvi întrebarea. Dacă a fost bodyguard la Snegu. Eu pot să te rog. Da. Și la Talmați îl păză. Da, unde ați vrut spuneți ieri cortul aici? Aici. Și nu v-a dat voi? Nu, dar aruncate că e în drum neoruncat. Da, aici ați putea, da? În mijlocul drumului spate. Da, acolo și ce n-a spus acolo? La parcare? A, în parcare. Cum, și parcare? Beton acolo, dar da. Și pe iarbă e mai bun că e ud. Da, păi aici președinție și protestez la pizzerie. Da, 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 la opera. Da. Eu și protestez la pizzerie. Clar. Și amu v-ați dus la primărie și ați notificat și așteptați o decizie. Mă duc acum. Aha. La uzi că e vizită, gata. Și după ce pleacă aici să vine altul în vizită și s-a anulat libertatea de exprimare. Mă miram eu, Dodon, să nu-ți comporte ca Voronin. Mai rău ca Voronin, mai rău. Ei, mai rău nu-i că este legea 26, pe timpul Voronin nu era. Caramu, ia mă duc la primărie. Da. Și las să încerci să-i mândăi. Păi ei nu trebuie să-ți dea, ta notifici și îi spui că de la data cu tare eu protestez. Și nu-ți dă nici o hârtie la mână? Nimic. Nu, nimic, n-ai obligație, n-au ei obligație, dumneata n-ai obligație să ceri autorizație. El se simte vinovat. Nu, este drogul meu, este cum am lucrat. Și dacă e drog și... Am lucrat cu mine. Spune. Da, dar drepturile sunt fundamentale, universale. Ia șutea. Am înțeles. Ia șutea. Mai devreme șutea, ai zis că ți-e dragă de Putin. Nu cum, Putin vrea să o ajute pe vinșoara mea. Da, cum vrea să o ajute dacă justiția lui nu a făcut nică? Din contra. El nu-i de comandă justiție. El așa se rezolvă prin domnul Dodon. O să afle și o să intervine și o să salveze. Da, da, da. Gata, ne-a rezolvat. Eu cred pe asta. Domnul Igor Nicolae Dodon, mulțumesc și domnul Putin tot mulțumesc. Deocamdată nu e за что. Deocamdată не за что. Заранее спони Рупутин. Перешвара мя дем враз лепти Русия, чик чик там мафия. Мафия, шри ин кош. Да пьёте, Мария, но вини три копки. Я вини шо Перешвара три копки. Шлича фугарита де коло. А с вообще унионисты по стену, а ты кто собак Мариола? Так, си, давно же больше прочитать, я сам интерес. Си, пашим. Demisie. Da, da, taman în pofida da, interdicțiilor noi proteste. Sne, bun. Ia că domnul consilier, bună ziua. Domnul consilier, bună ziva. Eu am o verișoară la Rusie, la Kurgan. Verișoară. Din 75, de-o seama cu Dodon. Она родилась здесь, в Кишиневе. И сейчас ее в России, она продала свою старую квартиру, в Кургане. Продала свою старую квартиру. За 2,5 миллиона. Нажимала через капитал полмиллиона. Ну хрет, ну хрет. На, да чекал тебя на президенте, на реку. И осталось миллион, и он потерял работу мужу. И квартиру украли, квартиру. Она уже пошла искать миллиона. Так арем лишь он тык, шон тык, шон тык, шон тык, шон должны... Хантай был консилер, говорит импреуны, я уж тесть. Руси-Курган, Руси-Курган, это Руси-Курган. И мы были посольство России... Да, дай молдовянка, дай молдовянка, что Додону вот сказал, троим денег к Путину. Да, и Игорь Николаевич сказал, что в России мы будем жить хорошо, и я думаю, что может быть, может помочь. Передаст, не передаст. Да, это царь-фата у меня, у Фемиева. Галина Бамуш у нас. Галина Бамуш, да? Ну, кред, сейчас же я... Галина Бамуш, да. После депутата. Nu putem să le oprim. Nu, Ana, știi, da. Dacă s-a pornit procedura, trebuie să așteptați să vedem ce spun. Da, spune Bartu Rusescu. Să zici Dumnezeu. Nu știu, eu... Bine, ta mâine vreau să-i glas Кишиневе. Și ана в Кургане, она говорит, я уже хочу, если мне вас хотели, я хочу приехать в Кишинев.
я говорю, приезжай к Кишинев, как-то родилась здесь, ты имеешь право подать гражданство, родилась она здесь. Шимария, ты что, человек вообще вот? Я как сдущила Додон. Па ты грешешь? Эй, да, я лучше не поеду. Да что факу даже, мафи? Intră pe în față, pe scări. Și intră de pe viață, uite, zilul în sfert, tot locul ăla. Da, el la curte de pe el, la curte. Maria, zici că e reșala căcuit. E reșala, e reșala, e concret. Tot reșala, zici. Dacă vine la Dodon, că la el acasă. Da, eu. Deci e așa. Vedeam, asta e treaba lui, viața lui privat. Nu, el a văzut undeva pe la meserul. Așa, așa.